Această rudă gălăgioasă a celebrei ciocârlii de câmp apare pe lângă așezările noastre, la marginea drumurilor, pe terasamentul căilor ferate, în parcări și benzinării, preferând spațiile deschise și uscate. Așa se face că întâlnim des ciocârlanul și îl recunoaștem cu ușurință după creasta evidentă. Nu o să-l vedem însă la munte sau în zona dealurilor înalte. Penajul gri, maroniu, de pe spate și cel alb cu striații negre de pe piept este destul de tern, dar camuflează bine pasărea care cuibărește pe sol în cavități căptușite neglijent cu fire de iarbă. Are coada scurtă, ciocul lung și subțire și, ca la toate ciocârliile de la noi, gheara degetului posterior este foarte lungă. Îi plac insectele, pe care le caută de obicei pe sol, iar în perioada de iarnă se hrănește cu semințe, de aceea nu are motive să ne părăsească în sezonul rece. Cel mai adesea îi auzim strigătul caracteristic de contact, melancolic și fluierat. Excelent solist are un cântec lung, bogat, melodios, conținând adesea imitații ale altor păsări, cântec pe care îl interpretează pe sol sau în zbor. Minutul de Natură este un proiect al Societății Ornitologice Române, în parteneriat cu Radio România Cultural.